Locuitorii din cartierul Valea Urie și Calea Poplăcii vor avea la dispoziție încă un supermarket de unde să-și facă cumpărăturile. Noul magazin va fi construit pe strada Teodor Mihali Colț cu strada Fântânele, pe locul pe care acum se află o hală industrială. Beneficiarul noii construcții este cunoscut ca cel mai mare proprietar de parcuri logistice din România. Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu solicită sprijinul cetățenilor în vederea identificării unei persoane bănuite de însușirea pe nedrept a unei biciclete. Este vorba despre un tânăr care ar fi luat bicicleta unui adolescent în vârstă de 16 ani pentru a o testa, dar a fugit cu ea. Prejudiciul se ridică la 3.500 de euro. Bărbatul care s-a dat drept medic de familie la Nocriș și a consultat 15 oameni, printre care și un copilaș de un an și 3 luni, a ajuns în fața procurorilor. Omul care a prescris și rețetele compensate și a eliberat bilete de trimitere a fost plasat sub control judiciar. În ceea ce îl privește pe adevăratul doctor, cel care l-a lăsat pe amicul lui să-i țină locul, a fost audiat în cursul zilei de miercuri și cel mai probabil va primi aceeași măsură.